aflată de la începutul lunii octombrie în pregătiri cu lotul național, lăcrămioara Perișoc a fost nevoită să-și anuleze plecarea în Polonia. Federația Română de Box a fost anunțată de către Asociația Internațională de Box pentru Amatori că româncele nu au drept de participare la campionatele europene care vor avea loc între 3 și 10 noiembrie. Este dureros că se urmărește mereu interesul personal și nu interesul național. La Federația Română de Box, după cum știți, cred că asta s-a urmărit. Poate și din acest motiv merge și sportul cum merge. Interesul național e pe locul 2, interesul personal pe locul 1. Eu vă spun că am mai discutat și cu alte persoane și cu alți oameni care au făcut sport și îmi povestea că altădată nu era așa. Ori acum, asta e situația. Da, sunt și eu mâgnit, fiindcă au stat în pregătire cu lotul. Nu e chiar așa de simplu, stai la lot, fii pregătit și când trebuie să pleci în competiții, te suspendă. România urma să fie reprezentată la campionatele europene din Polonia de un lot de 20 de sportive, printre care și sucevanca Lăcrămioara Perișoc. Pentru pregătirea competiției din Polonia, pugilista de la Clubul Municipal Suceava a primit din partea primăriei locale suma de 2400 de lei, fiind ajutată totodată și de câțiva oameni de afaceri. Lăcrămioara Perișoc și-a câștigat dreptul de a reprezenta România la campionatele europene, după ce în acest an a devenit campioană națională la categoria 50 și 7 de kilograme.